În colțul roșu, vârstă 18 ani, 63,7 kg, cu o înălțime de 1,71 m, un palmares de o victorie și neînfrâns. All right. Ladies and gentlemen, le salută pentru Scorpion Iași, coach Mihai Constantin. Let's give it up, aplauzele voastre pentru Marco Dusinschi. Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor, la prima ediție Dynamite Fighting Show din acest an. DFS, iată, revine în 2021 cu o gală interesantă, o gală senzațională. Este mai mult de atât, nu doar prima gală din acest an, ci și a 10-a gală Dynamite Fighting Show de când acest produs s-a lansat în kickboxingul din România sau în sporturile de contact, pentru că în această gală am avut parte de meciuri atât de box, de kickbox, de kyokushin sau de arte marțiale mixte. Totodată și revenirea lui Bogdan Stoica în această seară. Este vorba despre o pauză de 2 ani și jumătate pe care a avut-o Bogdan Stoica în circuitele profesioniste. Iată-l în această seară. Bogdan revine și va da piept cu Rinor Latifai din Albania, un albanez care stă în Germania acum. Ciprian Sora la centru pentru acest prim meci dintre Baciu și Dusinschi. În dreapta imaginii, cu short albastru, este ploieșteanul Adrian Baciu, adversarul său din Iași. Este vorba despre Marco Dusinschi. Începe prima repriză, așadar colțul albastru, Baciu, sportivul mai înalt, adversarul său în colțul roșu. Este vorba despre Dusinschi. Baciu cu o lovitură pe interior, adversarul său încearcă o serie de brațe, a fost și un genunchi din săritură foarte bună defensiva lui Baciu, care a venit cu acel counter, cu acea lovitură în croșeu cu brațul drept. Păstrează distanța cei doi, încearcă cumva să se cunoască, a fost un pic mai hotărât, un prim atac mai decisiv din partea lui Dusinschi. Sportivul mai tânăr, Dusinschi, un luptător cu doar un meci la profesioniști, dar cu un palmares bun și un titlu de campion mondial ISKA obținut de Dusinschi. Două echipe puternice din România în colțurile celor doi sportivi. De o parte, respect Jim Găiești pentru Baciu, de partea cealaltă Scorpions, teamul din care domină cumva Moldova de când s-a extins și a ieșit din afara Iașiului, a ajuns în foarte, foarte multe orășele din zonă. Iată, s-a scurs aproape jumătate din această primă repriză. Este un meci de deschidere. Foarte bună lovitura mediană trimisă de Baciu. Adversarul său face pasul înainte. Mai hotărât un pic Dusinschi. Mai activ față de adversarul său. L-am văzut întotdeauna pe pas înainte. A ținut centrul ringului. Acum foarte bună contra trimisă de Dusinschi. Multe low kick-uri trimise de Baciu. Face pasul înainte Baciu acum, a încercat o lovitură, am văzut acea directă trimisă de el cu brațul din spate. Doar de inversă pentru Baciu, care încearcă să țină distanță pe adversarul său. Acum a fost o lovitură mediană, a alunecat Baciu, nicio problemă pentru el, se ridică foarte repede. Ciprian Sora un pic enervat de stilul celor doi luptători, le-a cerut mai multă activitate ceva mai devreme. Ultimele 30 de secunde din această primă repriză. O primă repriză în care n-am văzut foarte multe lovituri clare. Acum un atac al lui Dusinschi și răspunsul adversarului. Îl vedem pe Baciu un atac și el a încercat acolo câteva lovituri. Foarte bună contra lui Dusinschi. Două lovituri cu brațul drept și genunchi la corp. Au fost câteva replici acide la cântarul și conferința de ieri. Ați putut urmări live pe Sport Extra această conferință de presă și cântarul oficial. Cei doi s-au tatonat un pic pe seama, cel puțin, a numelui de ring pe care și l-a ales Baciu. Este vorba despre Hitman.
Iată din nou momentele importante din prima repriză. Aici Baciu a fost o alunecare, a alunecat nimic important. Croșeul de dreapta al lui Baciu pe atacul adversarului, încercarea de atac cu genunchiul din săritură, răspunsul lui Dusinschi. Chemați la centru pentru startul reprizei a doua cei doi luptători. Ciprian Sora a ajuns arbitru, probabil că, spre exemplu, cei doi luptători nu știu dacă au apucat să-i vadă prea mult din meciurile pe care Sora le făcea în trecut în galele profesioniste din România. Mor această lovitură mediană blocată de Dusinschi, dar a văzut pe Moldogan, imediat a declanșat un atac, Marco Dusinschi. Foarte bune și loviturile sale de picior. Baciu a încercat în prima repriză să se folosească de alungea sa superioară. A văzut câteva schimburi de gardă din partea sa, l-a ținut la distanță pe Dusinschi cu loviturile de picior fie sau cu cele cu directele. Dar pe parcursul reprizei a doua, Dusinschi a început un pic mai hotărât și a cam fost în atac în acest prim minut care s-a scurs. Face pasul înainte Dusinschi, două directe trimise de croșeul. Foarte bun uppercutul de dreapta lui Dusinschi. L-a surprins pe adversarul său. Încoată croșeul de stânga pentru el, croșeul de dreapta acum. Face pasul înainte Baciu. Schimburi de low kick-uri între cei doi. Încă o dată Baciu cu un low kick pe contră și adversarul său. Da, să vedem decizia lui Ciprian Sora, care îi dă răgaz lui Dusinschi să-și revină. Lovitura încasată de Dusinschi, da, într-o zonă nepermisă. Timpul! Loviturile mai sus! Lupta! Continuă meciul dintre cei doi. Face pasul înainte. Bine, l-am văzut pe Baciu, ieșise la atac, dar și adversarul său excelent în defensivă. Încă o dreaptă foarte bună pentru Dusinschi. Încă o lovitură, croșeu de stânga acum pentru el. Foarte bune loviturile trimise de Dusinschi și Baciu încearcă și el să le ia la pun pe adversar, dar totuși Dusinschi a ieșit foarte bine lateral, după care l-a trimis în colț pe adversarul sau am văzut câteva lovituri bune de braț pentru Marco Dusinschi. Low kick puternic. Încă o dată o lovitură mediană pentru Dusinschi. Continuă să facă pasul înainte Dusinschi în această repriză a doua. E mai activ și arată mult mai bine decât adversarul său, Marco Dusinschi. Final de repriză a doua, afectat de loviturile încasate Baciu. A fost are nasul roșu după această repriză a doua. O repriză a doua foarte bună făcută de Marco Dusinschi. Momentele importante aceste reprize. Foarte bune atacurile lui Dusinschi, în special cu loviturile de braț a fost mai bun față de adversarul său și am văzut acel uppercut de dreapta care s-a dus în bărbia lui Baciu.
chemați la centru cei doi luptători. Arbitru, arbitru, timpul, luptă, ultima rundă. Da, iată, începe această repriză, este ultima repriză. O dreaptă în garda lui Baciu. A încercat un croșeu de stânga Dusinschi. O pregătire fizică bună pentru Marco Dusinschi. Acum câteva lupturi din partea sa, croșeu de stânga, croșeu de dreapta, bună stânga la corp primisă de Marco Dusinschi. Din păcate pentru el a fost o lovitură cumva împinsă, n-a fost o lovitură foarte curată. Încă o dreaptă bună. Bună stânga la corp. Capul sus, amândoi, capul sus. Dublă! Încă o dreaptă trimisă de Dusinschi. Da, schimburi de lovituri între cei doi. Încă o dreaptă bună pentru Baciu de această dată. Baciu se duce, iese la atac. Am văzut acea lovitură la corp trimisă de el. Face pasul înainte, prinde un picior adversarului. Dă din braț acolo Baciu, dar Dusinschi stă foarte bine în acest moment în defensivă. Da, nici execuția lui Dusinschi n-a fost foarte curată acum la corpul adversarului. Au mai obosit un pic cei doi luptători. Sunt de la jumătatea ultimei reprize. Bună dreapta lui Baciu, o lovitură puternică. Acum genunchi din săritură. O repriză a treia excelentă făcută de cei doi. Foarte, foarte frumoasă această repriză. Bună seria de brațe pentru Dusinschi, care este în atac acum. Probleme acolo pentru Baciu, dacă nu reușește să dea și el o contră. Încasează o lovitură sub centură și Baciu a încercat un low kick pe interior adversarul său și a lovit în acea zonă. Sus piciorul, da? Timpul! Luptă! Au mai rămas undeva în jur de 50 de secunde din această repriză, bună seria, dar iată ce răspuns vine din partea lui Dusinschi. Începuse bine Baciu acea serie cu stânga la corpul adversarului. Alunecă din nou Baciu, se ridică repede luptătorul ploieștean. Un sportiv care face naveta pur și simplu de la Ploiești la Găiești ca să se antreneze. Lupta! Pe pasă înainte acum, a încercat o stângă la corp Baciu. Bună această lovitură cu, sau această serie și foarte bună lovitură cu brațul drept pentru Dusinschi. 10 secunde rămase, pică la podea Dusinschi, dar nu este din lovitură. Sunt ultimele momente din această luptă, din această repriză. Și iată ultimul gong din cele trei reprize. Revedem momentele importante din această ultimă repriză. O repriză foarte animată, o repriză cu multe schimburi de lovituri și cu luptător, acest Marco Dusinschi, care a arătat mai proaspăt la finalul celor trei reprize. Să vedem care este și decizia judecătorilor după 9 minute de luptă. Da, iată, învingătorul este vorba despre Dusinschi. Marco Dusinschi câștigă această luptă la puncte împotriva lui Adrian Baciu. Este primul meci, meciul de deschidere al galei Dynamite Fighting Show. Și iată noul record al lui Dusinschi. 2 victorii, 0 înfrângeri la profesioniști.
All right.